striptease de sarmale. Atât! Ce? Dai seama că azi am mai multe rețete. Deci am o rețetă de sarmale care o să vă spun eu puțin mai târziu. Da. Dar am o rețetă de cartofi franțuzești. Cu varză? Nu i-am pregătit de mult. Nu cu varză. Asta... Uită de asta. Uităm de ele în momentul ăsta. Am o rețetă de cartofi franțuzești. Eu, de fapt, de fiecare dată îmi place să-i prepar un pic altfel. Asta ca să încerc părerile altora, dar și să-mi dau seama care este cea mai bună rețetă. De data asta folosesc foarte mult cimbru la cartofii franțuzești. Cartofi, evident, care nu trebuie să lipsească din rețetă, cartofi roșii pe care îi fierb în coajă. Un mic secret care, dacă știți și eu de ce râdeți, ar fi grozav. Crede-mă, ar fi ultima emisiune pe care o facem. Zici? Da. Dacă zic foarte tare. Cartofii îi fierb în coajă cu apă, sare și un pic de zahăr, pentru că vreau să fie ușor... ușor mai dulci, ouă pe care de asemenea le fierb, două tipuri de brânzeturi, brânză de vaci și brânzetele mea, în care voi adăuga foarte, foarte mult cimbru, voi prepara și un sos beșamel, ceapa verde, pătrunjelul, nu trebuie să lipsească din această rețetă, totul așez între straturi, dau la cuptor 40-45 de minute, după care îi las la odihnă o jumătate de oră și îi servesc alături de o salată foarte, foarte proaspătă. Într-o săptămână, Lăluț a nimerit două sosuri de. Da. Primul ăla cu brânza aia de nu știu să-i spun numele. Cu Roquefort. Da, sos de Roquefort. Mamă, cum a fost săptămâna trecută, o nebunie. Mm. Și ieri lângă mămăliga ai pus un sos de mamă. Era un pic în același gen, dar am adăugat niște nuci, niște pistaci. Ce să mă, că am visat azi noapte, că mă îmboiez în sosurile tale. Dar de când mânci tu dănuțe sosuri de brânză împuțită? Uite acum mi-a venit, uite așa, de la... La 34 de ani, te-a apucat bucuria gustului.